Dragi telespectatori, ne-am adresat lui Grigore Vasiliu Birlic, cu rugămintea de a asculta împreună cu noi melodia de muzică ușoară Cine a iubit nu uită. Sunt uitări ce nu-s iubite și iubiri de neuitat. Cum eu nu iubesc uitarea, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit și n-am uitat. Orice iubire, când e departe, stă-n amintire ca într-o carte. Ea e în stare multe se spune, inima are memorie bună. Cine a iubit nu uită, cine uită n-a iubit. Cine a iubit și uită, a uitat, a uitat că a iubit. Sunt uitări ce nu se uită și iubiri din neuitat. Cum eu nu iubesc uitarea, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit și n-am uitat. Hai, desfă-l să vedem ce e înăuntru. Așa. Și așa. Eu te... Dar ce e asta? O statuietă, dragă. Uite că scrie aici, Afrodita nud. Nud, nud? Dar de ce e așa de dezbrăcată? E, probabil că așa era moda la zeițe. Mie îmi place mai mult moda de la Romarda. Nu, nu, să știi că la zeițe era mai convenabil. Eu pe asta aici n-o țin. Nu. O duc în pod. Nu, dar trebuie să o ținem aici. Să o vadă și nenea Costică când a venit. Să vadă că ne bucurăm și noi de ea. Ei, cum o să o lași aici? Da. Vin păi oameni de... în vârstă, vin copii. Păi atunci s-o punem pe bufet. Aici. Aha. Tot se vede. Da, păi, atunci s-o întoarcem cu spatele. Ui, eu mai rău. Și atunci ce-i facem? Păi să-i punem o rochită. Not cu roichiță. Atunci barem un slip. Slip în decembrie. Știi ce? Să-i punem o coroniță pe frunte. Și la ce ajută asta? Păi ziceam că-i muză. Acu-i muză. E, acu-i. A poezie, ce mai... Și mă rog, cine face poezii la noi în casă? Păi, poate mă apuc eu, dragă, uite, mă uit așa la ea și... Și te uiți la ea. Da. Da. În pivniță o duc. Stai, dragă, poate găsim o soluție, dragă, să poate... Stai, dragă, unde te uiți când vorbești cu mine? Ha, la tine, dragă, mă vezi ce mai... Haide, fără comparații, da. Eu muncesc toată ziua. Hai, la hai. Rece? Păi și așa îmbrăcată. Oh, ți s-a făcut milă. Nu, mamă, dar e totul zeiță și nu e bine să te pui rău cu ei de sus. Vasile, termină. Lasă prostiile astea. Nu, nu, păi n-ai văzut ce a pățit Ulise? Și aia e adevărat, s-a spus și la cinema. Eu pe asta aici nu o țin. Da, nu o țin. Stai, drag, dar o să supere Nenea Costică, amator de artă. Artă? Păi, da, sigur. Divorțat de 3 ori. Un peisaj nu putea să trimită? E, peisaj. Aia e natură moartă. Natură moartă. Și dumneavoastră, o îngropă în grădină. Ce faci? S-o găsească vreun arheolog să creadă că a fost aici o cetate și să ne demoleze casa, pui de aici. Atunci o arunc la gunoi. Asta, nu, stai, dragă, poate că o folosim la ceva, dragă. Bună ziua, Ionescu! Bună ziua, Bartolomeus! Poftim, poftim! Ia-te, uite, Bartolomeus, ce mai faci? 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 Sunt încântat că te găsesc acasă. Dacă aș fi chiar cât pace să plec, mi-ar fi părut rău. Cum n-ai telefon? Dar ce făceai? Lucram, lucram, scriam. Piesa cea nouă? E gata? O aștept. Ia loc. Lucram tocmai la ea. Citește-mi cel puțin începutul. Cel puțin începutul. Începutul. Te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit, te-am iubit și n-am uitat.